Stimată doamnă președinte de ședință, stimați colegi, declarația politică se referă la creșterea cu 50 de bani a taxe pentru televiziunea română. Există și nu de azi de ieri, în spațiul public, dar și în mediul politic, de o dezbatere în contradictoriu pe două teme ale aceleiași subiect, taxa pentru postul public de televiziune. Prima temă îi opun pe cei care susțin eliminarea taxei, celor care consideră că aceasta este necesară. Această temă apare în special în mediile politice, iar renunțarea la taxă este promovată din rațiuni populiste sau electorale. Foarte puține, 5 sau 6 televiziuni publice din Europa nu percep taxă, numai că în această situație respectivele televiziuni primesc fonduri de la stat. Renunțarea la taxă ar însemna moartea imediată a televiziunii române. Se știe, dar taxa reprezentând 60% din venituri, statul român vine cu o contribuție de 35% și mai mult nu poate. Consider, deci, că subiectul eliminării taxei pentru TVR nici măcar nu trebuie discutat și constat cu regret că primul ministru al României o consideră ca fiind forțată și inutilă. A doua temă de discuție privind taxa pentru TVR se referă la mărirea ei. Sunt mai multe variante, dar cel mai mult se vorbește de o creștere de la 4 lei la 4,50 lei pe lună. Să vedem ce ar însemna dacă taxa pentru TVR ar crește cu 50 de bani pe lună. În primul rând, se poate spune că ar fi vorba de o revenire a cuantumului taxei din 2002. Atunci taxa era de 4,50 lei, iar în 2003 guvernul Năstase a decis reducerea la 4 lei. Ce înseamnă pentru TVR o creștere a taxei de 50 de bani? În primul rând, acoperirea în 2 ani de zile a datoriei istorice a TVR, care se ridică la 700 de milioane lei. Prin creșterea cu 50 de bani a taxei într-un an, venitul TVR ar crește cu 359 de milioane lei. Toate calculele le-am făcut în urma unei documentări din media, unde în ultimele zile au apărut confirmate și oficial foarte multe cifre privind situația din TVR și, sigur, diferite simulări. Acoperirea datoriei istorice a TVR înseamnă automat posibilitatea ca postul public de televiziune să obțină linii de creditare de la bănci pentru a achiziționa dreptul de transmitere a unor evenimente importante, internaționale, cu mare priză la români. Știu că orice propunere de creștere a unei taxe este negativ percepută de populație și este normal să fie așa oriunde pe această planetă, și mai ales într-o țară în care majoritatea cetățenilor câștigă mai puțin, iar nivelul de trai nu este cel care ar trebui să fie. Totuși, consider că majoritatea românilor vor să aibă un post de televiziune unde să poată vedea și lucruri constructive, unde valorile să primeze în fața prostului gust. Eu cred că românii vor opta pentru normalitate și civilizație și, de asemenea, cred că efortul suportării pe lună în plus a sumei de 50 de bani nu va însemna un sacrificiu. Vin și cu două argumente de ordin economic. 1. În anul 2002, salariul minim pe economie era de 250 de lei, acum este de 973 de lei. În toată această perioadă, cuantumul taxei pentru TVR nu a crescut nici măcar cu un ban. Punctul 2. TVR percepe pe an cea mai redusă taxă din Europa, 11 euro. În top 10 al taxelor pentru posturile publice arată astfel: Elveția, 385 euro, Norvegia, 330 euro, Danemarca, 326 euro, Austria, 302 euro, Suedia, 232 euro, Germania, 216 euro, Britania, apoi Irlanda, Slovenia, 132 euro, Franța, 131 euro. Toată lumea știe
că în toate aceste țări cetățenii câștigă de 10 sau chiar de 15 ori mai mult decât românii. Dar diferența dintre taxele care se percep în aceste țări și taxa din România este mult mai mare. Pentru toate aceste date pe care le-am prezentat, cred că o creștere de 50 de bani pe lună a taxei pentru postul public de televiziune ar trebui luată în considerare. Vă mulțumesc. Ioan Tămâian, deputat de Sibiu.